După cum știți sau nu știți, că nu-i musai, în această noapte are loc decernarea premiilor Oscar, în traducere mai necomercială, premiile Academiei Americane de Film. Dar de ce sunt așa importante, de ce se numesc premiile Oscar și nu Eusebiu sau Vasile și cei cu statuia aia, vă zic acum. Academia Americană de Film e cam cea mai mare organizație de acest gen din lume și are peste 6600 de membri, actori, regizori, scenariști, etc. Ca să devii membru al Academiei, trebuie să fii invitat. Nu de oricine, ci de către conducerea Academiei. Premiul Oscar e cel mai important premiu în cinematografie și a început să fie oferit din anul 1929, doar că atunci nu erau așa de secrete numele câștigătorilor. Se știau chiar înainte cu 3 luni care la ce categorie a câștigat. Câștigătorii nu se aleg oricum. Prima oară sunt nominalizați candidații, nu de juriul Bravo iSteel, ci de membrii Academiei. Actorii nominalizează actorii, regizorii regizorii și fiecare cu specializarea lui. După, toți membrii, indiferent de specializare, votează candidații la toate categoriile. Și dacă nu iese bine, se mai aduc niște morți din Telorman, din nou glumesc. Totul e ținut secret de către o companie, iar numele câștigătorilor este cunoscut doar în momentul deschiderii plicului. Acum să discutăm de statuie și după de ce numele Oscar și nu Vasile. Statuia reprezintă un cavaler cu o sabie așezat pe o rolă de film. Nici de cum un cioban cu o botă și fără șubă într-o zi de vară. Nu, îi un cavaler și forma trofeului e după silueta unui actor mexican. Mai încet să nu mai ziceți la alții că poate aude domnul Donald Trump. Numele de Oscar are o foarte mare importanță și simbolistică. A rămas Oscar pentru că secretarul executiv al Academiei a spus că statueta seamănă cu unchiul Oscar. Și nu glumesc, pe bune, avea un unchi și statueta semăna cu unchiul Oscar. Și așa i-a rămas numele. Bine, în anul 1939, Academia de Film a oficializat numele statuetei Oscar în onoarea scriitorului Oscar Wilde. Și acum să deschidem pariurile. Cine pleacă cu cavalerul Oscar acasă? Cel mai bun actor masculin, Gary Oldman, pentru rolul lui Winston Churchill din Darkest Hour. Cam atât. Dacă ți-a plăcut, dă un like și distribuie clipul mai departe. Ne vedem săptămâna aviatoare. Cu mâine e luni, vă urez o săptămână aviatoare extraordinară. Ciao!